La volan, fără permis, cu soțul în dreapta sa, vorbim despre o tânără din comuna Dăneasa, care a fost prinsă de polițiști conducând un autoturism, deși aceasta nu are permis. S-a întâmplat seara trecută pe strada Abatorului din municipiul Slatina. În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul i-ar fi fost încredințat de către soțul acesteia. Atât femeia cât și soțul ei sunt cercetați acum pentru cele două infracțiuni. Pe numele tinerei, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințare a unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Reprezentanții Poliției Olt spun că vor continua verificările în trafic în tot județul. Acestea au ca scop prevenirea accidentelor și a infracțiunilor ce pot fi comise la volan.